Tarafurutenilor și Carmen Kindrish. Ce bine ne potrivim și ce mult ne mai iubim. Nu găsești altundeva dragoste ca mea așa ta. Bine v-am regăsit. Sunteți Ioana? Da. Bună ziua, doamna Ioana, o să povestim imediat. Salut! Ce fac prietenii noștri rutenii? Să trească băieții, în primul rând, facem un felul următor. Da. Ca să nu avem vorbe după aceea. Te uiți direct în camera acolo. Da. Și probabil un copil azi de 1 iunie așteaptă o urare de la tine. Exact, Anastasia, Coco, te pup, te iubesc. La mulți ani. Știi că data trecută uitasem printre altele. Deci Anastasia, la mulți ani, e tati aici, corect? Corect. Te-ai emoționat. Da. Nu, te-ai emoționat. Firicel, prietenul nostru din Las Fierbinți, este ziua lui de naștere. La mulți ani. La mulți ani și vouă. Și am zis astăzi cu taraful rutenilor, ar fi păcat să nu facem spectacol și de ziua ta și de ziua copiilor. Stai să mai vorbim și cu Carmen, stai să o cunoaștem și pe Ioana, mamă, stai să mai povestim un pic. Avem multe, da. De ce? Mamă, ce bine arăți, Carmen, dăm voie. Dăm voie să spun, uitându-mă la tine, îmi dau seama că a venit vara. Așa este. Ce plouă afară, nu? Plouă. Mai sunt doar 150 de zile oameni buni de ploaie și vine iarna. Stați liniștiți, e ok. Doamne ferește. Spune-ne puțin despre piesa asta, povestește-ne despre puțin. Despre piesă, hai că vin aici. Nici mai știu cum să stau ca să nu stăm cu spatele unii la alții. Cred că v-am zis și data trecută, a fost compusă spre drum din Sighetul Marmației de la noi până la București. A fost o idee așa de sezon, cred, și sper să vă placă. Am văzut că ați decorat un pic, e anume pentru că lansăm piesa sau așa s-a întâmplat să fie. Am decorat aici studioul pentru că e 1 iunie, dar putem spune că special pentru voi, adică a, noi așa ne-am gândit. Păi da. Da, hai că dacă se potrivește, dar începe perfect. Sezonul estival, ia uite căluții de mare, exact, ia uite de snowboard, zimă de surf, în spate, avem de super, toate. Super, super. Perfect. Se potrivește la fix. Cine e domnișoara din spate? În spate e Ioana Conta și e cea mai nouă membră a tarafului nostru. Adică a venit în taraf? A venit, da. De când? De vreo săptămână, cam așa să tot fie. Stai, iau microfonul să vedem. Bună, Ioana! Bună. Ai dat concurs și ai intrat în taraful rutenilor? Da. Bravo! Știe. Bravo, deci ai fost la casting, da? Da? Și acum eu nu înțeleg, adică e taraful rutenilor cu Ioana și Carmen Kindrish? Cum e? Deocamdată ea face parte din taraful rutenilor și pe viitor ne gândim să vedem. Să-i facem un proiect. Ei. Un proiect, da. Am înțeles, câți ani ai? 22. 22 de ani, lasă pe la 25 de ani proiectul singură. Până atunci trebuie să tragem tare aici cu taraful rutenilor. Glumesc, piesa se numește... Două perechi. Două perechi și este în premieră, corect? Da. Astăzi se lansează un nou hit, taraful rutenilor și clipul în premieră și piesa. Dar stai să mai vorbesc un pic cu colegii voștri. Ce fac prietenii mei? Foarte bine. Extrem de bine. Da? Tot salată, tot salată. Ce mai gătește, Carmen? S-a terminat pandemia. N-am mai gătit nimic. Tu doreai să vii la noi la emisiune? Mi-am dorit. Mi-a zis colega mea, Greta, că ai găsit figurina aia pe hol și ai luat să-i să pleci cu ea, nu? Nu, am luat-o în brațe. Și erai tu. Ai, l-am luat-o să te iau în brațe aici, mă. Prietenii noștri de la taraful rutenilor. Hai să mai vorbim și cu băieții. Tu vrei să saluți pe cineva? Ai vreun copil pe care vrei să-l saluți? Sau vreun copil din tine pe care vrei să-l saluți? Doar verișorii mei mici, Maximus și Carla, vă salut și vă urez la mulți ani cu drag. Perfect. Niciun copil deocamdată? Nu, momentan nu. Bun, sigur? Sigur că mergem așa, pe încredere. Vreun copil de salutat? Da, nepoatele mele, Irina și Ioana. Vă pup și vă iubesc. Am zis astăzi de 1 iunie să-i salutăm pe toți copiii. Uite aici, după zâmbetul ăsta simt că... Da, am doi copii, pe David și Antonei, pup și urez la mulți ani. Se uită acum? Da. Tati, felicitări, tati, perfect. Opa. Trei copii am zis. Trei, tati. Nu, dacă n-ai zis am trei copii, ți s-au și aburit ochelari, uite. Normal, emoții. Trei copii, deci ai mei. Trei, așa. Deci Amelia, nepotica, la mulți ani să fie sănătoasă. Și doi băiți ai mei, Teodor și cu Luca, la mulți ani și sănătoși. Perfect, să vă trăiască, să vă trăiască. Maestre? Da, am unul, un băiat. Cum îl cheamă? Daniel. Câți ani are? 27. Simt că mâine, păi mâine sunteți bunic sau deja sunteți bunic? În august. În august, să dea Dumnezeu sănătate, bunicul. Foarte bine. Ia uite-l aici pe prietenul meu. Salut, salut. Care e un copil? Eu sunt un copil. Diana, te pup, te iubesc. Diana și, e... Și noi o pupăm. Surioara mea. Surioara ta? Da, cât da, are? Da. 11 ani? 11 ani? 12, cred. 12 ani? Cum crezi? 12 ani. 12, sigur? Foarte sigur. Pe cât e născută? 21 iunie. La mulți ani. Mulțumesc. Să-ți trăiască. Perfect. Ceva? Bună ziua. Vreau să urez și eu. Poftim? Ceva la statistică, adică copil, nepoți? Da, am 4 nepoții frumoși, da? Și vreau să le urez la mulți ani și multă sănătate și abia aștept să-i revăd. Perfect, superb. Iar aici?
Vreau să-mi salut și eu verișorii mei și pe sora mea și pe toți copiii, la mulți ani. La mulți ani, nu să fie așa pentru toți treaba, copiii. Trebuie să vă zic că eu am acasă 8 nepoți. 8 nepoți? Da. Toți sunt 8 nepoți. Da, 8 nepoți, după surorile mele, cele mari. Ia, poți să-i numești pe toți 8? Ia zi. Acum o să fie foarte greu. Nu m-am gândit să îi număr pe toți, dar o să fie așa. Da, da, îi salutăm Claudiu pe toți. Nu că ne iau jumătate de oră așa, până mai bine, da, mai bine așa. Îi salutăm pe toți? Îi salutăm pe toți. Perfect. Și când o să putem să spunem Carmen Kindrish, nu putem să credem în sfârșit un copil. Nu. Nu-i cazul încă. Încă, o să și fie, eu mă nu? Simt ca și un copil și chiar simt că e ziua mea astăzi. Păi e și ziua ta la mulți ani. La mulți ani. Bun, și avem piesa asta. Hai să povestim un pic și despre piesă ca să înțelegem exact despre ce este vorba. Te rog, te rog, te rog, cine povestește? Livius. Livius. Păi nu știu ce ar fi de povestit. Cred adică piesa asta ar fi de ascultat. O ascultăm, dar când ați făcut-o, cum ați făcut-o, acum a fost ideea de unde a plecat. De pe drum. De pe drum. Da. De pe drum și v-a venit ideea, hai să facem piesa asta. Mergeam spre București, spre Constanța și cam asta a fost. Și am făcut versurile și așa și la un moment dat am văzut o poiană din asta foarte frumoasă pe la Brașov, pe acolo, și a zis: "Hai să ne oprim un pic, să vedem ce armonie un pic cu clapa." Deci așa nu a fost suficient cu versurile și cu linia melodică așa cântată. Bă, artistul când e artist, nu contează unde se oprește, acolo e inspirația lui. Da, așa a fost. Bun, oameni buni, deci cum spuneam, Carmen Kindrish, puteți să o căutați pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube, Taraful Rutenilor, la fel pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube, corect? Da, și am uitat, acum mi-a adus aminte, trebuie să lansăm chiar acum și pe YouTube piesa. Acum? Păi da, păi anunțăm acum să lansăm pe YouTube? Păi da, deci unde intră lumea acum pe YouTube? Deci intră pe YouTube, pe canalul nostru de YouTube Studio Air și Aurelia acolo la Pupitru și el lansează chiar acum. Păi da, zi cum pe canal, ce să caute? Ciucă ia caută-mă, cum e pe canal? Studio cum e? Air. Se lansează după ce o cântați aici. Se lansează deodată. Deodată, Ciucă. Deci lumea caută Taraful Rutenilor. Da, pe canalul de YouTube Studio Air. Da, iar piesa se numește? Două perechi. Acum o caută și acum play acolo. Acum da. În 3, 2, 2 1, 1 și, și s-a lansat pe YouTube. Exact. Doamne! Acum eu zic să se lanseze și la noi. Exact. Corect? Corect. Haide și mai stăm de povești. Ioana, îți dau microfonul. 22 de ani, mulți înainte. Nu, e frumos așa. E frumos, e păcat, Carmen, crede-mă, că de asta avem microfoane. Să arate bine. Și vreau să fie piesa asta și pentru prietenul nostru, Firicel, că e ziua lui de naștere. La mulți ani încă o dată. Firicel, la mulți ani. Taraful Rutenilor, cei mai în vogă la ora actuală. Piesă nouă, în premieră. Căutați-o și pe YouTube la ei. Încă o dată, Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish. Piesa se numește? Două perechi. Ca să fie clar. Da, trebuie să zic și de Ioana, nu? E Carmen Kindrish, Ioana Contă și Taraful sau nu? Taraful Rutenilor, Carmen Kindrish și Ioana Contă. Oh, perfect, ok, așa să rămână. Ascultați piesa, oameni buni, e în premieră. Iar Firicel, pentru tine, la mulți ani din toată inima, încă o dată. Uite, special. Ia uite. Poți să-i ascult de acolo ca să-i și văd? Vrei să-i și vezi din față? Da, perfect, dar stai un pic să nu pleci cu mâna goală atunci, că ți-am luat și un tort. Ia-ți și mânușile. Ca să nu le mai stric discuțiile după aia, că după aia iau la întrebări și... Da. Uite, ți-am luat și un tort de ziua ta, la mulți ani. Puh, apreciez, mulțumesc. Simt după... Vin acasă, copii. Cum miroase și cum arată. Ciucă e de la prietena noastră, Florența? După cum arată, bănuiesc că da. Perfect. Rămân să vă ascult. Perfect. Multă sănătate la mulți ani. Taraful Rutenilor, oameni buni, pregătiți-vă, Carmen Kindrish, piesă nouă! Două perechi de ochelari de soare am cumpărat să mergem la mare. Pentru 7 nopți am luat cazare, mic dejun inclus, ce surpriză mare. Doar pentru tine, pentru mine, pentru noi. Două perechi de ochelari de soare am cumpărat să mergem la mare. Pentru 7 nopți am luat cazare, mic dejun inclus, ce surpriză mare. Doar pentru tine, pentru mine, pentru noi. Prindem vreme bună și să nu fie furtună și să fie caldă apa, să se bălăcească fata. Așa a luat costum de baie colorat, unicat și mulat, îi stă bine, parcă e turnat. Și să fie caldă apa, să se bălăcească fata. Stă bine, parcă e turnat. Bine, bine, haide, hey, hey, hey.
Foarte frumos, am fost pe litoral cu taraful rutenilor, oameni buni. Piesă nouă, videoclipul vedeți integral pe YouTube, pe canalul Studio R. Iar acolo găsiți piesa și puteți să vedeți videoclipul. Băieți, v-a stat foarte bine cu colăcelul, s-au descurcat bine, da? Perfect, vă mulțumim mult de tot că ați venit, să aveți succes și oricând vă așteptăm cu cea mai mare plăcere. Mulțumim, da? Din suflet. Să rămâneți aceiași oameni faini, bine? Mulțumim. Perfect. Frumos. Și vă mai așteptăm, da? Cu drag. Mulțumesc mult de tot. Vă mulțumim mult de tot. Baftă noua trupă. Mulțumim. Să ai grijă și te așteptăm cu mare drag de fiecare dată și pe tine alături de ei sau Ioana când o să-ți lansezi tu ceva special. Perfect? Da. Și până nu plec, să-i spun surorile mele. Dandy, te iubesc și mi-e dor de tine. Nu pot să cred. Deci uitați să te întreb pe tine dacă ai cuiva să-i zici la mulți ani, nu? Da, dar iartă. Mi-am adus eu aminte. Hai, Dandy, la mulți ani, Dandy. E sora ei geamănă. Da. E sora ta geamănă? Da. Oi, ce tare. Și ai un copil, nu? Corect. Vă mulțumesc mult de tot, taraful rutenilor, Carmen Kindrich, baftă să aveți succes. Mulțumim mult de tot. Numai bine, băieți, să aveți succes. Pe litoral, trăiască. Trăiască viața, Ciucă. Da. Frumos, mă, frumos. Iar o să fie virală pe TikTok piesa asta. Frumos. Pe litoral? Pe litoral, ai văzut când a ajuns la geamandură?